Iubiți credincioși, vom citi și două, trei arătări ale Maicii Domnului din Cartea Minuni și Arătări ale Maicii Domnului. Așadar, arătări și minuni ale Maicii Domnului. Maica Domnului se arată Sfântului Ioan Cucuzel. Era în sâmbăta acatistului și Sfântul Ioan Cucuzel, după ce salmodiase cu sârguință idomelele și canonul Maicii Domnului, a adormit puțin de oboseală în picioare, în strană. Atunci a văzut-o în fața lui pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și a auzit glasul ei dulce spunându-i: Bucură-te, Ioane, fiul meu! Cântă-mi părăsi! Și apoi a dat o monedă de aur. Sfântul s-a trezit imediat și a văzut plin de bucurie că în mâna dreaptă avea o monedă de aur. I-a mulțumit Maicii Domnului pentru darul său și l-a dat bisericii. Moneda aceasta avea putere făcătoare de minuni. Această monedă se află acum într-o salbă de la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, Cucuzelisa, numită Cucuzelisa, de la mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte. Acolo a pus-o părinții mănăstirii, această monedă care a primit-o Sfântul Ioan Cucuzel de la Maica Domnului, din cealaltă lume. De atunci, Sfântul Ioan Cucuzel n-a mai lipsit niciodată de la corul din dreapta al mănăstirii, cântând cu râvnă și slăvindu-l pe Domnul și pe Maica sa. Din pricina strădaniei stăruitoare și a statului în picioare, i s-a făcut o rană la picior și aceasta scotea o duhoare nesuferită. Însă, părăsit, i s-a arătat iarăși și i-a spus: De acum vei fi sănătos. Imediat Sfântul s-a vindecat și a rămas sănătos până la sfârșitul vieții. Și-a prorocit moartea și a cerut iertare la toți frații și a dormit într-o cuvioșie pe 1 octombrie, în secolul al XIII-lea. Arătarea Maicii Domnului, egumenului mănăstirii Vatoped. Atunci când în anul 1807 după Hristos, pirații au debarcat în taină pe țărmul mănăstirii Vatoped și așteptau dimineața când porțile se deschideau pentru a putea ataca, egumenul mănăstirii, care după sfârșitul trenii a rămas singur pentru a-și continua rugăciunea, a auzit următoarele cuvinte ale Maicii Domnului: Nu deschideți porțile mănăstirii astăzi, ci urcați pe ziduri și alungați pirații. Întorcându-și privirea într-acolo, l-a văzut pe pruncul Iisus, întinzându-și mâna și acoperind buzele preacuratei Maicii sale, zicând: Nu, Maica mea, lasă să fie pedepsiți după cum merită. Dar Maica Domnului, prinzându-l de mână pe fiu și întorcând puțin capul pentru a-și elibera buzele, a rostit din nou aceleași cuvinte. Această ultimă formă a chipului a rămas permanent în icoană, iar monahii, scăpând în chip minunat de pirați, i-au mulțumit Maicii Domnului și au numit această icoană Mângâietoarea sau Paramintia în limba greacă, cuvânt care amintește de acea întâmplare. Această icoană a Maicii Domnului, Paramintia sau Mângâietoarea, este una dintre cele mai frumoase icoane ale mănăstirii Vatoped, una din cele șapte icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului și se găsește într-un paraclis, la intrare într-un paraclis al mănăstirii. Arătarea Maicii Domnului cuviosului neofit. De icoana menționată mai sus, Mângâietoarea, se leagă și viața cuviosului neofit din secolul al XIV-lea, numit prosmonarul, adică păzitor și diacon al paraclisului Maicii Domnului de la Vatoped. Atunci când, odată cu viosul, se afla la metocul mănăstirii din insula Evia, el s-a îmbolnăvit grav și s-a rugat Maicii Domnului să-l învrednicească să moară în mănăstirea lui de Metanie. Atunci a auzit-o pe Maica Domnului spunând: Neofite, neofite, mergi la mănăstire și peste un an să te pregătești de plecarea din lumea aceasta. Cuviosul i-a mulțumit Maicii Domnului pentru că i-a prelungit viața cu încă un an și a cerut
I-a cerut ucenicului să pregătească cele necesare pentru întoarcerea la mănăstire. Și într-adevăr, peste un an, după ce s-a pregătit cum se cuvine și s-a împărtășit cu preacuratele taine, în vreme ce urca scările, a auzit iarăși în fața Paraclisului mângâietoarea, adică Paraclisul Paramentiei, care este undeva în partea stângă a mănăstirii la etaj, glasul Maicii Domnului care a spus: Neofite, neofite, vremea plecării tale a sosit. Când a intrat în chilie, a simțit o stare de slăbiciune și după ce și-a cerut iertare la toată oștea, și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului. Pomenirea lui se face pe 21 ianuarie. Arătarea Maicii Domnului cuvioasei monahii Pelagia din Tinos. Una dintre cele mai vechi mănăstiri de maici din Grecia este cea a Doamnei Îngerilor, Chehrovinio din Tinos. După cum se spune tradiția, această mănăstire a fost zidită de trei frați în secolul al XI-lea, acolo unde există ruinele a trei paraclise pe vârful muntelui Chedros. Una dintre monahiile care se nevoiau în mănăstirea aceasta s-a învrednicit să o vadă pe Maica Domnului și să primească mesajul unei bune vestiri. Ea a fost cuvioasa Melania. Aceasta venise la mănăstire la o vârstă foarte fragedă și a petrecut toată viața în asceză. Până astăzi se păstrează perna ei de piatră și veșmintele ei de păr, ca dovezi a trăirii sale ascetice foarte aspre. În zorii zilei de 9 iulie, a văzut în somn o femeie în veșmânt strălucitor, cu chip luminos și foarte frumos, care a îndemnat-o să caute icoana Bunei Vestiri a Maicii Domnului aflată în Tinos, după ce mai întâi i-a arătase locul exact. Merge, a spus, la epitropul mănăstirii Matelos Cadis și spune-i să sape și să găsească icoana mea pe ogorul lui Antonie Doxara și să participe și el la zidirea bisericii mele. Pelagia s-a trezit fără să poată tâlcui visul straniu. A doua zi, duminică, a avut același vis. S-a repetat pe 23 iulie 1822, i-a apărut aceeași femeie, Maica Domnului, și cu glas poruncitor și sever i-a spus monahiei să facă ascultare. Alminter, o mare nenorocire va veni asupra insulei. Tremurând din toate încheieturile, cuvioasă Pelagia a reușit cu multă greutate să întrebe pe împărăteasa înveșmântată, strălucitor: Dar cine ești tu, Doamnă, de-mi poruncești așa? Atunci Maica cerească i-a arătat cu mâna spațiul din jur, ca și când ar vrea să-i arate întreaga lume, și a spus: Bine vestește lumii, bucurie mare! Monahia Pelagia a îngenuncat în fața Doamnei Îngeri și a adăugat: Lăudați ceruri, slava lui Dumnezeu! Acesta este axionul Bunei Vestiri: Bine vestește pământule, bucurie mare! Lăudați ceruri, mărirea Dumnezeului nostru! După aceea, vedenia cerească a dispărut, lăsând mireasma negrăită. Pelagia a povestit vedenia dumnezeiască igumenei mănăstirii, apoi l-au vizitat pe arhiereul Tinosului Gavril pentru a-i mărturisi întâmplarea și a primi povețe. Astfel, pe 30 ianuarie 1823, a fost descoperită icoana făcătoare de minuni a Bunei Vestiri a Maicii Domnului din Tinos, îngropată de secole în pământ, și apoi a fost zidită o măreață biserică din Tinos. Minunea arătării Maicii Domnului la hotărârea Patriarhiei Ecumenice și a Bisericii Greciei a fost rânduită în calendarul praznicilor bisericii cu data de 23 iulie. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.